Organizarea concursului de ocupare a funcțiilor de director și director de școli din cadrul Inspectoratului Școlar al Județului Neamț este unul dintre proiectele pe care guvernul tehnocrat vrea să-l ducă la bun sfârșit în scurtul timp care a rămas până la finele mandatului. Ministrul Educației dorește cu adevărat depolitizarea sistemului, așa încât directorii de școli vor fi selectați doar după criterii de competență managerială. Ministerul a organizat o conferință video în care a pus la punct ultimele probleme organizatorice. Conferința pe care am avut-o cu reprezentanții Ministerului pe problema organizării și desfășurării concursului de ocupare a funcției de director din Județul Neamț. La această videoconferință am pus la punct ultimele amănunte și am discutat și cazurile, cele 23 de cazuri ale dosarelor care au fost refuzate de Comisia de Validare. În urma discuției am revăzut o parte dintre acestea și am înaintat la minister aprobarea pentru 13 dosare care să fie derogate de la prevederile articolului 9 din metodologie. Așteptăm la ora actuală răspunsul ministerului cu derogarea. În rest, concursul se desfășoară normal, în sensul că pregătim etapa tezei. Prima probă scrisă în Județul Neamț, ca și în întreaga țară, se va desfășura în ziua de 12 octombrie la Piatra Neamț, la Colegiul Cartian. Pregătim etapa tezei scrise, a lucrării scrise, care va avea loc data de 12 octombrie, începând cu ora 9 la sediul de la Colegiul Cartian din Piatra Neamț. Sunt înscriși cei 226 plus 13 candidați și nu sunt probleme ce privește organizarea concursului. În cursul acestei zile va avea loc și tragerea la sorți a supraveghetorilor selectați și ei după criterii riguros stabilite de Ministerul Educației. E o întreagă procedură. Supravegherea va fi asigurată de către membrii ai comisiei care vor fi trași pe data de 11 octombrie la ora 11 la sort dintre cei din Comisia de Evaluare. Sunt asigurate toate condițiile ca acest concurs să se desfășoare în condiții absolut normale și asigurăm pe toți candidații și pe susținătorii acestora de corectitudinea în care se va desfășura acest concurs. În cazul în care concurenții nu au promovat examenul sau dintre actualii directori există din cei care nu s-au prezentat la examen, posturile vor fi vacantate și ocupate de cadre didactice propuse de colectivele didactice, așa cum s-a mai întâmplat imediat după Revoluție. Întreagă procedură care arată cum se vor ocupa posturile. În primul și primul rând trebuie specificat faptul că toți directorii care nu au participat la concurs sau care au fost eliminați din concurs, care au pierdut concursul în diferite etape ale acestuia, nu mai au dreptul să mai fie director. Deci ei vor fi automat demiși. Validarea finală, lista finală a directorilor, ca și lista noilor directori care au prin concurs respectiv prin delegare, va fi valabilă începând cu începutul semestrului 2. Depolitizarea funcțiilor de conducere, dacă va fi dusă până la capăt și va reuși, va crea una dintre primele premize ale redresării unui învățământ distrus de toate guvernele politice post-decembriste care au adus în funcții de conducere în școli, ministeri, inspectorate școlare, doar politruci trimiși de partide care și-au arătat obediența.